2017 a fost un an slab pentru producătorii de prune, dar chiar și așa, România este printre cei mai mari producători de prune din Uniunea Europeană. O spun statisticile oficiale. Din păcate, cea mai mare parte din cantitatea de prune din livezile românilor ajunge pe mesele străinilor. Producătorii nu au loc în piețele pline de comercianți, așa că își vând marfa la intermediari care o trimit peste hotare. La final, tot producătorul este cel care câștigă cel mai puțin. Marian Trandafir deține cea mai mare livadă de prun din comuna Săhăteni. Buzoianul are în total 5 hectare de plantație de prun, însă pe rod nu este decât o treime din livadă. Anul acesta însă producția a fost slabă, aproape la jumătate în unele locuri. Frigul din primăvară a distrus florile pomilor, așa că la vremea recoltei prunele au fost mult mai puține. Recolta de prune anul acesta a fost la jumate din ceea ce s-a făcut anul trecut. Da. În jur de, vă pot spune pe pom, în jur de 40-50 de kg, 60 maxim pe pom, pe pomul prun, pe prunul altoit. După recoltare, prunele au mers direct în piețe. Din păcate, pe tarabele intermediarilor, pentru că țăranii nu au loc în piețe și nici timp să vândă așa cantitate mare cu kilogramul. A fost 1,50 lei. Pe piață s-a vândut cu 2,50-3 lei. Deci, angrosiștii câștigă cât noi, care noi investim și în stropeli, în munci. Ăsta e prețul care am putut să-l luăm anul ăsta pe el. Față de acum un an. Acum un an a fost mai puțin, 1 leu, pentru că au fost prune mai multe. În final, fructele ajung pe mesele străinilor pentru că, la rândul lor, intermediarii o dau la export. Așa a ajuns România să fie cel mai mare producător de prune din Uniunea Europeană, cantitatea raportată de statisticile oficiale fiind de două ori mai mare decât cea a producătorilor din Spania. Anul trecut, România a produs peste 500.000 de tone de prune. Doar trei țări din lume reușesc să ne depășească: China, Serbia și Statele Unite.